blocurilor de pe calea București pentru reabilitare termică? Da, nu mă mai bazez pe proiectul meu. În primul rând, proiectul meu prevedea 500 de scări de bloc anual care să fie reabilitate termic. Asta pentru că mă bazam pe bani de la bugetul primăriei și bani de la bugetul național. De data aceasta, după vizita primului ministru Victor Ponta la Bruxelles, s-a schimbat ceva în bine pentru România, în sensul că se poate pentru prima oară să se acceseze bani europeni pentru reabilitarea termică. Asta înseamnă că nu vom mai intra doar cu o anumită parte a blocurilor, ci vom intra practic cu toată Craiova pe reabilitare termică încă din primul an. Probabil că totul va dura aproximativ un an de zile. Eu zic că de la anul din luna septembrie, după ce proiectul va fi declarat eligibil și se vor face licitațiile, vom putea deja să demarăm operațiunea de reabilitare termică. Deocamdată însă, ca să putem să facem proiectul, trebuie să știm cu exactitate ce anume va intra în reabilitare termică. Din cauza asta, se va transmite tuturor asociațiilor de proprietari o rugăminte ca să ne spună câte blocuri au în asociație, câte sunt de 2 etaje, dacă sunt de 4 etaje, câte sunt de 10 sau de 9 etaje, cam care este numărul de metri pătrați, ca să avem estimativ un preț, să știm exact de la ce pornim. Chiar am discutat dacă nu ar fi bine să intre și anumite case în reabilitare termică, pentru că putem să nu scriem doar blocuri, ci putem să trecem pe construcții civile și în aceste condiții ar putea să intre pe reabilitare termică inclusiv câteva zone de case, dar asta după ce vom verifica eligibilitatea proiectului. Între timp, vreau să vă spun că avem discuții cu mai mulți investitori, cu rectorul Universității din Craiova, cu Parcul Industrial, ca materialele care vor fi folosite pentru reabilitarea termică să se producă la Craiova. Și eu zic că de aici se vor aproviziona toate firmele care vor lucra în Craiova și care, sper eu din toată inima, vor lucra doar cu craioveni. Asta înseamnă o estimare de vreo 4.000 de locuri de muncă anul viitor, doar pe ceea ce înseamnă parte de reabilitare termică. Cum să se unde să se producă materialele acestea? Aveți deja o strategie cu cei de la universitate? Nu pot să vă spun mai multe pentru că trebuie să se finalizeze această strategie și acest pol de dezvoltare. Este gândită o fabrică nouă care va construi aceste materiale. La ora actuală se face o verificare. Sunt 3 tipuri de materiale care se pot folosi pentru reabilitarea termică. Am pus pe cineva de la universitate, au un laborator foarte bine utilat pe fonduri europene ca să ne dea cea mai bună variantă de reabilitare termică pentru Craiova și evident care să aibă și un cost adecvat. Deși costul nu este foarte, foarte important, pentru că de data aceasta nu mai facem pe banii bugetului național sau local, ci facem pe banii europeni, dar ne interesează foarte mult calitatea. Probabil va fi ceva din vată de sticlă, folie de aluminiu. În fine, ne vor da ceea ce corespunde din punct de vedere tehnic, după care va fi construită o fabrică nouă din temelii pe terenul parcului industrial și acolo va fi produs tot materialul care va intra în reabilitarea de blocuri de la Craiova. În această perioadă ați primit solicitări pentru autorizații de organizare meeting-uri în municipiul Craiova? Da, de dimineață am avut comisia. Pe data de 6, USL a depus cerere pentru autorizație de meeting. Dimineața a și primit-o. Din câte am înțeles din cerere, este vorba de 5.000 de persoane care vor participa timp de o săptămână de zile la aceste meeting-uri.
5.000 de persoane pe toată durata săptămânii. Începând de când au solicitat autorizație? De astăzi? De astăzi. În cel mai pe săptămână, înțelesesem că vreau până la finalul campaniei. Nu știu exact cu exactitate. 9.25, parcă. Da. Da, până la finalul campaniei.